Fariștii i-au oferit cadoul perfect lui Ioane Zicu la o zi după ce a împlinit 37 de ani. După o repriză în care ocaziile s-au succedat de la o poartă la alta, FC Farul a deschis scorul în partida de la Chiajna în actul secund prin Bălan, care a bifat astfel primul gol în tricoul marinarilor. Bucuria constanțenilor a fost însă una de scurtă durată, pentru că după doar 10 minute gazdele au restabilit egalitatea prin Borza. Capitanul Concordiei putea să-și aducă echipa în avantaj în minutul 76, dar Lica a respins de pe linia porții Farului. Elevii lui Ioane Zicu au dat lovitura de grație în finalul meciului, prin Banioi, după o fază prelungită de atac a constanțenilor. S-a încheiat 2-1 pentru FC Farul Constanța, care a bifat astfel a treia victorie din 4 meciuri disputate în deplasare în acest sezon. În urma acestui succes, formația de pe litoral s-a apropiat la doar un punct de locurile care asigură prezența în play-off-ul campionatului. După 8 meciuri disputate în 9 etape, constanțenii au 13 puncte și se află pe locul 10 al clasamentului, la egalitate cu Petrolul Ploiești, Dunărea Călăraș și Rapid București. În partida următoare, programată miercuri, Farul joacă în deplasare, pe terenul ultimei clasate, Pandurii Târgu Jiu.